Primarul comunei Șag, Flavius Roșu, a semnat contractul de proiectare și studii de teren pentru obiectivul de investiții, amenajare, intersecție sens giratoriu DN59 cu strada a treia. Termenul de execuție a documentației este de 90 de zile. Siguranța cetățenilor comunei noastre este o prioritate pentru noi. În scurt timp vom finaliza lucrările la amenajarea intersecției DN59 cu strada 20, urmând să începem amenajarea intersecției DN59 cu strada 2 prin semaforizare și încheiem prin construirea unui sens giratoriu la intersecția DN59 cu strada 3, transmite Flavius Roșu.